În fiecare an, specialiștii fac un clasament al celor mai sigure țări din lume. Experții au în calcul gradul de implicare în conflicte, dar și cum gestionează relațiile cu alte state, fiind vorba de 23 de indicatori pe baza cărora se face topul. Specialiștii evaluează în fiecare an cât de sigure sunt țările, un studiu bazat pe indicele global al păcii. Studiul a fost lansat pentru prima dată în 2007, iar de atunci, anual, specialiștii fac topul, care se schimbă constant, asta pentru că sunt luate în calcul mai multe date, printre care conflictele externe și interne. Care este cea mai sigură țară din lume? În ultimii ani, Islanda și-a menținut locul de cea mai sigură țară din lume. Rezultatul din 2017 arată că în acest stat este mai puțin probabil să izbucnească tensiuni sau conflicte militare. De atunci, Islanda ocupă prima poziție, iar studiul din 2022 arată că este considerată în continuare cel mai sigur stat. În general, specialiștii spun că țările nordice sunt mai puțin implicate în probleme ce țin de politica externă, iar nivelul de trai este unul ridicat, comparativ cu alte state în care oamenii sunt nemulțumiți de salariu sau de prețuri. Pe cel de-al doilea loc se află Noua Zeelandă, cu un scor apropiat de cel obținut de Islanda. La fel, statul aflat pe prima poziție, Noua Zeelandă, conduce topul încă din 2017. În schimb, cel de-al treilea loc este ocupat de Irlanda, o țară care a atras tot mai mulți turiști în ultimul an. Studiile arată că, în general, oamenii optează pentru city break. Dacă până acum state precum Franța, Spania ori Portugalia se numărau printre destinațiile favorite, clasamentul este condus de țările baltice și cele scandinave. Topul țărilor care au obținut scoruri mai mici în comparație cu statele din Europa potrivit indicelui global al păcii. Pe de altă parte, sunt și țări pe care specialiștii nu le recomandă pentru o călătorie. În acest top se află SUA, care se află pe locul 129, împreună cu state din Africa, precum Kenya și Nigeria. Un scor apropiat a obținut și Arabia Saudită. La finalul clasamentului se află Siria, loc pe care îl ocupă de mai mulți ani, având în vedere pericolul cauzat de numeroasele conflicte militare, relatează spynews.ro.